același sânge poartă. Oricât ar fi de departe, nu te uită niciodată. Fratele rămâne frate, tot același sânge poartă. Oricât ar fi de departe, nu te uită niciodată. Am ajuns în Păușești cu o surpriză frumoasă pentru domnul Dumitru, care astăzi este sărbătorit. Surpriză venită cu toată dragostea din partea fiicei și a surorii. Noi mergem să-l surprindem și să-i urăm din toată inima un sincer și un călduros la mulți ani. Dacă doriți și dumneavoastră să faceți o asemenea surpriză cuiva drag, contactați-ne la numerele indicate pe ecran. Bună ziua! Pe domnul Dumitru îl căutăm. Domnul Dumitru Ionașcu. Vă rog să veniți aici alături de mine. Vă rog să veniți aici. Înainte de toate aș vrea să mă prezint. Numele meu este Amalia și fac parte în echipa Surprize la domiciliu. Iar astăzi venim la dumneavoastră cu mult drag din partea unor persoane foarte scumpe dumneavoastră, care din toată inima și-au dorit să vă spună la mulți ani într-un mod cât mai inedit și ne-au trimis pe noi să le fim mesageri. Și vreau să vă întreb dacă bănuiți ceva. Mulțumesc, îi sărmă, bănuiesc cineva, și Sfifica, șampanieți pe dumneavoastră. Nu știu ce să zic. Venim din partea celor care astăzi mai mult ca niciodată și-au dorit să vă simți special. Vreau să vă ofer și tortulețul. Sărmă, vă mulțumesc. Comandă o mâini. Nu avem niciun indiciu pe tortuleț, scrie doar la mulți ani. Dar ca să nu mai așteptăm prea mult și să dezvăluim cine este complicele și cine a pus la cale această surpriză, pe dumneavoastră avem pregătit și un mesaj, scris din toată inima la acest aniversar. Și mesajul spune așa: nici nu știu cum să încep. După 18 ani, am găsit în sfârșit curajul să te caut și să-ți prezint fetița mea, nepoata ta. După toți acești ani de tăcere și distanță, mi-am dat seama ce persoană sensibilă și iubitoare ești. Deși nu te-am cunoscut și nu am avut parte de iubirea ta părintească când eram mică, întâlnirea noastră din ultimile luni mi-a arătat cât de mult însemn pentru mine acum. Astăzi vreau să-ți urez tot binele din lume, să-ți dea Dumnezeu sănătate și liniște. Te rog, din tot sufletul meu, lasă trecutul în urmă și privește cu mândrie înainte. Ai o inimă mare și o căldură care merită să fie împărtășite. La mulți ani, tată, să ai parte de bucurii și momente frumoase alături de noi. Frățioare, de ziua ta vreau să-ți urez fericire și sănătate din plin. Să nu te întristezi niciodată și să ai puterea de a merge înainte, indiferent de provocările vieții. Fie ca drumul pe care l-ai ales să fie cel potrivit și să te conducă spre împlinirea tuturor viselor tale. Ești cel mai bun frate din lume și vreau să știi că pot conta pe tine mereu. Ești sprijinul meu. Îți doresc un noroc nesfârșit, să ai parte de cei mai frumoși oameni alături și ca visele tale să se transforme în realitate. Sunt mândră că am un frate ca tine și sper ca toate visele să se împlinească. La mulți ani, tăticule drag și frățioare drag, cu toată iubirea și toată recunoștința, fiica Ionela și surioara Marcela. Dumneavoastră aveți ceva să le transmiteți? Eu mult sănătate și iubesc și vă mulțumesc frumos. Sănătate, cusca, sormea, altceva ce și iubesc mult. Să știți că fiica este foarte nerăbdătoare să vă surprindă reacția. Surioara a pregătit pentru dumneavoastră și o melodie pe care vă dedică din toată inima astăzi. Fratele rămâne frate, tot același sânge poartă. Oricât ar fi de departe, nu te uită niciodată. Fratele rămâne frate, tot același sânge poartă. Oricât ar fi de departe, nu te uită niciodată. Cât un frate și la rău, dar
și la bine. Cine în viață ține parte, cine sare pentru tine, mai tare decât un frate și la rău, dar și la bine. Fratele rămâne frate, tot același sânge poartă, oricât ar fi de departe, nu te uită niciodată. Fratele rămâne frate, tot același sânge poartă, oricât ar fi de departe, nu te uită niciodată. Chiar de ai greșit vreodată, din suflet nu te va scoate, nu-și pune zăvor la poartă și nu are răutate. Chiar de ai greșit vreodată, din suflet nu te va scoate, nu-și pune zăvor la poartă și nu are răutate. Fratele rămâne frate, tot același sânge poartă, oricât ar fi de departe, nu te uită niciodată. Fratele rămâne frate, tot același sânge poartă, oricât ar fi de departe, nu te uită niciodată. La mulți ani vă spunem și noi, vă dorim multă sănătate, multe bucurii, fie ca Sfântul Dumitru să vă ocrotească mereu de toate relele și să vă pun în cale doar lucruri frumoase. Surprize la domiciliu. Noi oferim emoții.